Bună ziua, numele meu este Alexandru Grecu și în prezentările de mai devreme am văzut cloud-ul este la modă, este ok. Am văzut că există soluții hardware și soluții software. Dar cum facem totuși ca să trecem de la hardware, de la mediul fizic la un mediu virtual? Păi o să discutăm astăzi despre 10 pași pe care dacă îi urmăm, cu siguranță vom avea o trecere de succes. Și care sunt acești pași? În primul rând, trebuie să știu ce am în mediul meu IT, ce servere și ce servicii folosesc. Mai departe, cât anume folosesc și așa mai departe. Deci, prima oară trebuie să știu ce am în ograd. După ce am văzut ce am în ograd, trebuie să văd cât anume folosesc. După ce am văzut cât folosesc, mă gândesc pe ce soluție să merg mai departe. Analizez infrastructura și văd, identific care sunt resursele pe care le pot virtualiza fără mari probleme. Dar să trecem mai departe. Ok, deci ce folosesc în momentul de față? Cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră aveți un software asset management, un inventar prin care aveți la zi informații despre hardware și software și serviciile pe care le folosiți pe acele echipamente. Acel inventar este recomandat să se realizeze la cel puțin un an de zile, astfel încât să puteți identifica dacă cumva aveți servere care ies din perioada de garanție și trebuie schimbate, dacă cumva folosiți mai multe licențe sau ați achiziționat mai multe licențe decât folosiți. Dar acel inventar îl puteți folosi în momentul de față și pentru a identifica candidatele ideale de servere, de a trece de la mediul fizic la mediul virtual. Ok. Am identificat, știu câte servere am, să spunem că am 20 de servere și am aplicații de file server, CRM, SQL și așa mai departe. Dar totuși, cât de mult sunt folosite acele servere? Și atunci este recomandarea noastră să faceți un audit timp de 30 de zile, să monitorizați fie prin individual fiecare server, fie prin aplicații specializate, consumul de resurse. Și aici mă refer la partea de utilizarea procesorului, încărcarea RAM-ului. Foarte, foarte important într-un mediu de virtualizare este resursa numită hard disk și partea de I/O. Și de asemenea nu trebuie uitat resursa numită network și LAN. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă eu am 3 servere, care din punct de vedere al resurselor, să spunem că folosește procesorul 10%, RAM-ul 2 GB, e perfect, le virtualizez. Le-am virtualizat, le-am pus pe toate 3 pe un singur server fizic și ele sunt 3 servere virtuale acolo. Dar n-am luat în considerare traficul pe rețea. Ele sunt servere de fișiere, v-am spus. Și aici, dacă am 100 de angajați care accesează intens acel server de fișiere, s-ar putea să mă trezesc că în mediul meu virtual, deși lucrurile stau roz, totul este ok, procesor, resurse, utilizatorii mei se plâng. Accesează din ce în ce mai greu documentele. De ce? Rețeaua mea a fost, să spunem, gătuită. Am dat un bottleneck. Dacă fac această analiză, înainte să virtualizez serverul, atunci identific din timp și îmi planific, încapacitez serverul, astfel încât să nu ajung în situația pe care am descris-o mai devreme. Ok, am văzut ce server am și am identificat ce anume resurse sunt folosite pe acele servere. Acum, haide să vedem pe care le-am putea virtualiza din prima, rapid. Un candidat ideal pentru virtualizare sunt serverele pentru test și serverele pentru dezvoltare. De ce ele nu sunt servere critice, nu sunt servere de producție? Dacă am un downtime de jumătate de oră, oră, nu mă afectează, pentru că acolo fac teste. De asemenea, de ce un server de dezvoltare și de testare este ideal pentru a fi pus în mediul virtual? Datorită opțiunii de a reveni la o situație anterioară. Fac un snapshot, fac un upgrade, dacă ceva n-a mers bine, am revenit în 3 minute la situația anterioară. Pe un mediu fizic, făceam backup, restore și asta dura în funcție de dimensiunea datelor pe acelui server, de la câteva ore la câteva zile. Prin mediul virtual pot să fac asta foarte rapid. Alte servere sunt serverele folosite temporar. De exemplu, am avut o aplicație de contabilitate care
nu mai folosesc, am trecut la un nou ERP. Dar datele de acolo trebuie să fie disponibile cel puțin 5 ani de zile. Și atunci ce fac? Mă chinui să țin un server în producție care nu e folosit decât o dată la 3 luni, să spunem, când vine un audit intern sau extern. Și atunci am virtualizat serverul, îl țin închis, în momentul în care vine auditul, îl pornesc, îmi fac treaba și după aia îl închid. O altă categorie de servere care poate fi virtualizate sunt cele care sunt folosite ineficient. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu am un server de ultimă generație, quad-core, dar aplicațiile mele sunt single-core. Ele pot să folosească doar un singur procesor. Și atunci serverul meu stă săracul nefolosit acolo. Și acest server este un server pe care pot să-l virtualizez rapid. Ok, facem virtualizare, dar trebuie să fim atenți la riscurile ce vin odată cu sistemul de virtualizare. Se știe și toată lumea a vorbit de avantajele virtualizării. Sunt minunate, sunt multe, e totul frumos. Dar ce facem dacă am o defecțiune hardware la serverul de virtualizare? În mediul clasic, în care aveam un server egal o aplicație, îmi era afectată acea aplicație. În cazul în care mi s-a defectat un server de virtualizare, atunci 3, 4, 5, 10 mașini virtuale care rulau pe acel server vor fi afectate. Ca urmare, trebuie să-mi gândesc soluția, să o capacitez astfel încât să nu ajung în această situație. Din fericire, există soluții. Tehnologii ca vMotion, High Availability, de la majoritatea producătorilor. Dar asta înseamnă că am nevoie de cel puțin două servere, un storage comun și așa mai departe. Din punct de vedere software, la fel, nu trebuie să uit că dacă serverul e virtual, riscurile legate de erorile umane. Cineva a intrat și a șters un fișier. El există. Trebuie să mă gândesc la o soluție de backup. Am văzut mai devreme la NetApp, sunt soluții mult mai eficiente de backup pe mediu virtual. Îmi fac snapshot la nivel de storage și atunci pot să revin imediat la o versiune anterioară. Ok. În momentul în care știu ce riscuri am, știu ce tehnologie, m-am decis asupra serverelor pe care vreau să le virtualizez. Cum aleg soluția? Păi, prima oară trebuie să mă gândesc la partea de hardware. Care hardware de care am nevoie? Venind din pașii 1 și 2, pot să-mi estimez necesarul de procesor, RAM și așa mai departe. Din pasul 4, mă gândesc la ce riscuri vreau să-mi acopăr pe zona respectivă. Și atunci îmi aleg soluția care să-mi îndeplinească cerințele la un cost optim. Ce vă recomand este să faceți și un proiect pilot. Din punct de vedere al specificațiilor, tehnologia este minunată, este superbă. Dar haideți să verificăm exact pe aplicația dumneavoastră, pe mediul dumneavoastră, dacă serverul a fost virtualizat, cum se comportă. Nu toate serverele suportă să fie virtualizate. Sunt anumite servere care sunt resurs intensiv și atunci este mai eficient să rămână pe mediu fizic. Și acest proiect pilot vă poate ajuta să scăpați de foarte multe dureri de cap și plânsete, cum spuneau speakerii de mai devreme. Ok. Sunt convins de soluție. Tot este perfect. Cum fac virtualizarea? În funcție de soluția pe care am ales-o, se poate face trecerea automată. Sunt softuri care îmi permit mie să fac această trecere de la fizic la virtual, instalez o aplicație și mi virtualizează, îmi transformă mașina mea fizică într-o mașină virtuală. Sau sunt alte cazuri în care totuși n-aș vrea să îmi păstrez toate, eu știu, bug-urile pe care le-am pe un server vechi. Am un server vechi, să spunem că era un server de bază de date, dar pe care au mai fost la un moment dat și server de domeniu și au mai fost instalate și eu știu ce alte 10 aplicații acolo. Pot să merg pe zona de migrare, adică îmi instalez un server nou, fac un backup și un restore al bazei de date. Am un server curat și sunt în mediul virtual. Ok. Serverele mele sunt virtualizate. Trebuie să-mi actualizez partea de
politici și proceduri pentru zona de operare, testare, backup restore și monitorizare. Spuneau și speakerii de mai devreme, este foarte important trainingul cu al utilizatorilor. În cazul nostru sunt administratorii de sistem care se vor ocupa de această nouă infrastructură virtuală. Spuneam că față de o infrastructură fizică are anumite particularități. Aceste particularități trebuie știute. Sunt cazuri în care la un moment dat la companii nu merge, eu știu ce aplicație. Utilizatorii erau obișnuiți, la un moment dat se duceau și dau un buton la server. În cazul de față, dacă ar face acest lucru, ar restarta 10 servere. Poate soluția se aplică cu acel restart, doar că în momentul de față, în mediul virtual, trebuie să intri pe o interfață web și de acolo să repornești acel server. Nu e asta o soluție, dar să spunem, vorbeam de principiu al cum dai acel buton la server. De asemenea, partea de backup și restore. Iar este foarte importantă să fie testată și auditată. Avem definite procedurile, acum trebuie să instruim utilizatorii. Orice sistem, cât de bun ar fi el, dacă persoanele care îl folosesc nu îi știu și părțile bune și părțile rele și nu știu să-l folosească, este cel mai prost sistem. Deoarece dacă utilizatorii nu poate să beneficieze de avantajele respectivului sistem, atunci este un sistem prost. Și dacă utilizatorii nu știu ce face sistemul și cum face sistemul, e un sistem prost. Ok, și pasul numărul 10, monitorizare, testare și optimizare. Sunt în mediul virtual, utilizatorii au fost instruiți, am politici și proceduri in place, dar trebuie să supraveghez continuu sistemul meu, deoarece, vă spuneam mai devreme la riscuri, o defecțiune de tip fizic nu mai mi-afectează un singur serviciu, ci mai multe. Și atunci este vital să existe acest sistem continuu de monitorizare. Din când în când să-mi testez politicile de backup și restore, să le actualizez dacă este cazul. Și de asemenea optimizare. Apare o nouă versiune și așa mai departe. Cu ce vă poate ajuta clasa IT? Cu consultanță. În cazul în care nu ați mai făcut niciodată acest pas de la fizic la virtual, poate că ar fi mai rapid și mai eficient să apelați la un partener care a făcut acest lucru pentru mai mulți clienți și are experiență în lucru de zi de zi cu astfel soluții, cu astfel de soluții. Dacă aveți întrebări.